Pinilor, dacă vrei jocuri la cele mai mici prețuri, intrați pe Neva, unde găsiți peste 10.000 de produse digitale, suport de 24/7, iar dacă băgați codul SUR, Daciu, beneficiați de 3% discount. Golanilor, dacă vreți FIFA Coin Safe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Hei, ce zice jupinii? Băi, bine ați venit la un nou episod. Ăsta e primul episod de pe nou cont. Și cum puteam noi să începem mai frumos decât cu un episod de Foot Champions? Sper că sunteți bine. Dacă ați jucat la Foot Champions, sper că n-ați avut parte de meciuri dificile și că ați și prins ceva la rewards. Puteți să scrieți în secțiunea de comentarii ce vreți voi, nu neapărat ce vreți voi, puteți să scrieți acolo că eu citesc și răspund. Bun, în primul rând, pentru cine nu a fost pe live ieri, cam așa arată echipa, bineînțeles că o să schimbăm aproape jumătate din echipă. Ce pot să zic, mi-au plăcut toți jucători, absolut toți jucători, senzațional. Chiar și pușiul ăsta s-a ținut atât de bine lângă Fofana, nici Kanté info prima versiune, am zis pe live, nu s-a simțit atât de bine decât băiatul ăsta. Deci uite că se poate și cu carduri de buget, nu? De buget. Vedem ce facem, ce construim. Astăzi îmi propun să deschid premiile și să-l fac și pe Iohannis Klaus de la SBC. Am terminat 11 cu 3. Per total a fost ok, o singură furăciune. O să donăm meciurile astea ca să putem să luăm. Aș fi putut să trag și mai îmi trebuiau 3 din 6, consider că reușeam 3 din 6. Dar, na, era deja, aveam 5 ore de live și acum ceasul e 5. Nu prea mai am energia necesară, da? Data viitoare. Bun! Vă aștept și pe live, nu uitați că avem și competiția dacă sunteți interesați. Hai să mergem să vedem ce zice Iohannis. Cum mai zic eu lui Klaus, ca să nu v-ați prins. Avem aici două segmente, sunt deja făcute. Șuste, vrăjeli, cum ne plac nouă. Trebuie să mai cumpărăm niște jucători, nu sunt chiar 100% făcute. Jimenez, nici nu știu cât costă, 84, 3000, ok. Mai scump, 3100 parcă am văzut, îl cumpărăm, nicio problemă. Și magnatul care a primit un wild, parcă, pentru că se aude muzica, să nu se audă prea tare, parcă se auzea cam tare în ultimul episod. O să încerc să vorbesc eu, o să mai verific o dată și dacă chiar e prea tare o să dau mai ce de episodul viitor. Na bun. Summit-ul Mafiei, small, 100 de pachet, așa, și Ligan, aici nu mai știu ce portar aveam, aban, 183 merge, nu, 184, Mainian ăla, cred că ăla, sau nu, l-am pe Mainian, nu l-am, aban, l-am pe Gulaș, mă, Gulaci, parcă Gulaci era. Hai să vedem, să nu cumva să meargă un 84. Sper că-l faceți voi pe Klaus, pentru că e o carte chiar mișto de buget, adică nu costă foarte mult, face cât costă, joacă de mai mult. Bă, eu-l bag pe Uribe, mă. Eu-l bag pe Uribe, ireal. Să nebun la cap, după ce mi-a jucat. Așa-l răspătesc eu, mă, pe băiatul ăsta. Se pare că așa-l răspătim pe Uribe, îl băgă mai. Kovacic. 1000 de crezi. Na, ca să vedeți, joacă bine omul și tu îl trimiți la echipa a doua sau îi desfaci contract. Dar la surciucu vezi așa ceva. Cât e, mă, Mason Green? Era să zic Mason Greenwood. Mason parcă îl cheamă, nu? Mason, mă. Da? Și mai fi Iuri Tilemans, Iuri Șniții.
Da, 3000 toți, ești nebun. Bun, cam asta ar fi cu Lukaku aici. La revedere, mulțumim. Da. Pare rău de oribil, nu de Lukaku, sincer vă zic. Da. Jonathan Klaus. Acum să văd despre ce și pentru cine. Oh, am prins un headliner! Mbappe! Mbappe! Aproape Mbappe. Adică da. Se dă în scheme omul. Omul meu e omul meu până la urmă. O să-l jucăm acolo cu Fofana. Ar fi frumos să ne pice Fofana. L-avem pe la pot măși dacă nu ne pică, slabe șanse să ne pice. Băi, Zambrota, nice, Zambrota, chiar s-a simțit că e Icon, senzație. Senzație ți-a Zambrota, păcat că nu i-am trei de bă să rămână. Ziyech a mai ieșit un pic cam scump, eu îl vedeam la 100.000 maxim, dar dacă vă asumați 2 weak foot, e o carte nice. E o carte nice. O șustă în bandă acolo. Bun, hai să mergem să donăm, nu o să vă țin, pun clipul pe pauză sau tai la montaj și revenim, ok? Stibă! Boom! Ne-am întors, fraților, și deși puteam să... Da, puteam să nu mai donez ultimele meciuri, am zis, băi, oamenii au nevoie. Nu pot să fi. Mereu când a fost, am donat. Și așa vă recomand și vouă să faceți, pentru că și voi ați primit. Ok, o să ziceți, bă, dar n-am primit câte am donat. Poate că da, dar fii tu ăla care dă mai mult, înțelegi? Și nu aștepta. Nu aștepta nimic în schimb, în viață. E așa îmi place să gândesc, bă, dacă pot să ajut, ajut. Hai, hai, Fekir, scăriță, scăriță. Ai fi vrut o scăriță din partea ta, da. Come back Israel, yo. Poporul sfânt, poporul ales. Hai să vedem. Vechiul Testament. Bom. 5, rang 5, cum ziceam, puteam și rang 4. Avem 3 player pick-uri, un pachet cu 3 infort, pachet de 50.000. Pachet de 125, pachete de 50 de 125, pachetele astea nu o să le deschid, le țin pentru Team of the Year. O să deschidem player pick-urile și pachetul cu inform. Să vedem, poate puțină șansă, nici nu știu Team of the Year, cred că e doar Kante. Cred că e doar Kante, nu? Mă uit degeaba. News! Show me! Show me! Mergem la Squad Battles, nicio problemă. Da, nici la Squad Battles nu mai avem, dar ce mă s-a l-au scos? Ce Pantelimon? Da, suntem pe foot, bine acum am intrat și eu. 150 ar fi Kante și cam atâta. În rest, sub 30.000. Bă, Kante ar fi nice rău dacă l-am prinde. Mamă, ce jale e. Păi nu cred că deschid pachetul cu infor. Să-mi pice doar Kante, mă. N-am o predicție pentru Team of the Week viitor. Băi, da, hai că există o șansă la Kante. Na, hai, deschidem dacă tot. Hai, dăm Kante roșu și... Bieșguță. Hai, Kante. Ok, nu s-a putut Kante, o să le iau pe Banega, mă. Pau Torres, mă. Hai, mă, să-l luăm pe argentinian. Hai cu Kantesito. Un alt mijlocaș. Un portughez de la Messi la Ronaldo, peste ar. Hai, mă, și cu Francia. E 84 aici. 87, aspas, ok, asta e carte de SBC. N-ar fi rău așa, într-un univers paralel, dar, da, nu. Modest.
altceva nu prea avea ce să-ți dea gen. Înțelegi? Și sisit. Cum s-ar spune? Nu știu dacă iasă ce secundă. Să văd eu câte dalea roșii am. Pe ăștia doi nu o să-i bag. 2, 4, 6, 8. Așa este, 10. Săptămâna viitoare putem să facem un FUT Champions Premium Upgrade. Ei. Și hai să vedem. Calculează acum scriptul, clubul, valoarea, să știe ce să-ți dea, nu? Da, după 1 miliard de ani lumină, eu nu se mai termina, am revenit. Small. Hai să deschidem și asta. Că nu e pachet, wow. Bordul curului, Croația, striker, Kramaric, am înțeles. David, Gypsy. The Gypsy King. Air Mixed-ul. Ăsta-l ținem totuși, că-s 4 gold rare garantați. Ultimate, mega, rare players rămân. Hai. Bă, șansele sunt mici, dar... Na, trebuie să sper. Deși care sunt șansele să dea alte. Cum era să fie Franția? Ok, n-a dat pe Ianuzai cândva și el de perspectivă. S-a pierdut pe drum și băiatul ăsta. Da, bă, erau șansele mici. Ce să mai. Șanse mici. Infor de discard, nici măcar așpas. Ok. Nu chiar de discard, mai faci 5.000, ăsta cred că ar fi de discard, da. Păi și cam ăsta a fost episodul. Ce pot să zic, sper că ați prins mai bine decât mini. Nu am preview. N-au pus niciun promo cu preview. Da, trebuie să restructurăm echipa jupinilor, mă aștept pe live. Vedem ce facem, cum facem, deși cred că m-am gândit la ce facem cu Barella, cu toți nebunii, Klaus, că tot l-am făcut bine, ei, switch, pam pam, ăștia doi dispar, pam pam și cam atât. Deci ăștia doi dispar, ăsta vine switch aici, Barella, Klaus. Și ăștia doi, deci practic rămâne aproape toată echipa. Ăsta a fost clipul, eu am fost, voi ați fost, să sper că vă mai fi pace, stimă și iubire. Iau!